Vreau să, să discutăm și despre pachetul de măsuri, sprijin pentru România. Sunt foarte multe uh, măsuri în pachet, nu avem timp acum să le. Uh, dar cei de acasă știu exact. S-a tot discutat, se discută de, de două săptămâni, cred, despre acest uh, pachet. Însă, aș vrea să discutăm despre măsurile pe agricultură. Sunt bani care vin în acest uh, segment. Uh, se, uh, se, se, încearcă, se, încearcă, da. se încearcă stimularea segmentului agriculturii pentru că noi avem, din păcate, ghinionul ca cei deștepți din guvernul anterior care au negociat pe ul să nu considere că agricultura ar fi un domeniu viabil. Pentru, adică PNL cu USR. Adică ministrul Usere, nu a considerat că e un domeniu atât de important agricultura. Agricultura este un domeniu esențial pentru România și pentru economia României. Bineînțeles că la momentul ăsta avem un ministru cu cap pe omeri care înțelege și știe ce înseamnă agricultura românească și problemele cu care se confruntă agricultorii de orice fel, fie că vorbim de crescători de animale, legumicultori, cei care cereale și așa mai departe. Bineînțeles că sunt pachete de sprijin pentru a reuși să, să producem cât mai mult la intern, pentru că noi și nu suntem încă 100% convinși să cumpărăm produse fabricate în România. Adică nu ne lipsește chestia asta de naționalism. Dacă am dori, într-adevăr, să ajutăm România, doamne, când mă duc la market, băr, e făcut în România, am da, doamne, cumpăr. Dacă e făcut în altă țară, păi nu mai caut, poate găsești în România. Adică chiar dacă ambalajul ălora din străinătate e mai frumos, chiar dacă suntem în european, Europeană, în primul rând să cumpărăm produse agroalimentare făcute în România. Și ajutăm pe toți, ajutăm în bloc pe toți. Chiar dacă tomatele noastre care ies acum din solar nu sunt atât de frumoase ca alea care vin din import și alea sunt date cu toate chimicalele pământului, dar sunt atât de frumoase când le iei în punguliță, dar a noastre, chiar dacă sunt mai scumpe, ar trebui pe a noastră să le cumpăre. Asta vreau să vă întreb. E Totuși, foarte alea noastre sunt mai scumpe. Poate românul când merge la cumpărătărie se uită și la Știți câtă buzunar. Muncă? Da, da. Ori cumperi un produs de calitate și te gândești că îl lași în țara ta, ori cumperi un produs de o proastă calitate și arunci banii peste graniță. Te gândești ce vrei să faci? Toate să țările, mai mulți banii, toate, țările din, toate țările din Uniunea Europeană încearcă să-și valorifice intern produsele agroalimentare, să producă și să mănânce acolo. Să Numai noi ne trezim care ale noastre nu sunt mai bune, că nu cumpărăm de alea că sunt nu ce. Nu, noi trebuie să ne obișnim să cumpărăm din România, să ajutăm producătorul român prin orice mod. Guvernul, bineînțeles, că alocă o atenție deosebită pentru că și-a dat seama că sectorul agricol și agroalimentar este extrem, extrem de important. Ați văzut una din măsuri, salariul de 3000 de lei în, în agricultură și în tot ceea ce înseamnă procesarea. Asta pentru a ține forță de muncă, pentru că ne plângem că nu avem forță de muncă. E tare, nu? Nu, sunt foarte multe măsuri, nu doar în pachetul social. De curând, un sprijin pentru crescătorii de tot ceea ce înseamnă carne. Pentru a deveni energetic, prin deschiderea de axe, să-și poată monta panouri fotovoltaice pe ferme astfel încât să nu mai fie nevoie să consume energie, adică să le fie mai ieftin. A trecut o lege prin care pot să se, nesemnată dar importantă pentru crescători, prin care să nu mai aibă nevoie de toate avizele și birocrația pământului atunci când își fac anexe gospodărești pentru lor în terenul extravilan. Sunt foarte multe pachete legislative și pachete, măsuri de sprijin care vin în a sprijini singurul sector care funcționează și pe care nu poate să ne lea nimeni din România. Dacă ramuri industriale întregi nu le mai avem, că nu le mai avem, tot ceea ce înseamnă producția agricolă și agroalimentară le avem și le putem valorifica și prin asta putem să creștem economic. Gândiți-vă și la Azul Mureș se gândește ministrul să, să, repornească producția de îngrășăminte românești și foarte, foarte multe aspecte care merg în, în lanț, în ceea ce privește agricultura și creșterea animalelor, să poată genera plus valoare în economie și producție bună pentru români. Am, cum, am putea cumva profita, să spun așa, dacă de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Pentru a uh, ne dezvolta noi pe acest segment, odată cu războiul din Ucraina, există o criză a cerealelor, trebuie să recunoaștem. În România sunt foarte multe Vreau terenuri să vă spun că uh, care nu sunt lucrate. Nu e adevărat, nu sunt terenurile lucrate. Terenurile se lucrează în zonele rurale e o îndelnicire de bază agricultura, e o bătaie pe orice petic de teren. Deci da? nu sunt terenuri nelucrate Statistic în România la ora asta? Statistic or fi, dar nu știu de unde le scotăște. vă spun din județul Galați, că de acolo vin. Nu, nu sunt terenuri agricole nelucrate. Dar în ceea ce privește criza cerealului, vreau să spun că în, din Ucraina au început să iasă cereale. Deci se pot exporta cereale din Ucraina acum, la momentul ăsta, ies cereale din Ucraina. Iau stocuri foarte mari și au găsit modalitatea de a le scoate, inclusiv pe la Ismail Turcia, inclusiv Odessa Constanța și se transportă cereale care, bineînțeles, trebuie să-și urmeze cursul în Europa sau în lume. Dar și România are un potențial. România are un, are un potențial fantastic și cred că e una din ramurile agricultură, una din ramurile care poate să redreseze economic foarte repede, într-un timp foarte scurt și foarte bine economia românească și tot ceea ce înseamnă România.